CS Minaur s-a calificat în Final Four-ul EHF European League. Sâmbătă, sala polivalentă la Scărpana din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Handball Club Dunărea Brăila, manșa retura sferturilor de finală din EHF European League. Băimărencele s-au impus cu scorul de 27-25 și în meciul tur disputat pe malul Dunării, Minaur a obținut victoria cu 31-24. Final Four-ul va avea loc în 8 și 9 mai. Într-adevăr, a fost la fel un început foarte greu pentru noi. Am început cu multe ratări și nu ne-am sincronizat bine în apărare, însă mă bucur că pe final am reușit să întoarcem scorul și să câștigăm cel doilea meci. Mulțumim pentru susținere și pentru felicitări. Mulțumim și din partea adversarilor. A fost un meci mult mai greu. Am știut că va fi mai greu pentru că Brăila va veni să-și vândă scump pielea. Practic a venit să joace șansa până la capăt și este un lucru foarte bun. A fost un meci foarte fizic, multe greșeli și de o parte și de cealaltă, dar una peste alta e bine că am câștigat, e bine că am reușit să câștigăm ambele manșe. Avem un moral bun pentru ceea ce urmează, în special în cupele europene și în campionat. Acum ne gândim la jocul de miercuri, ultima etapă din tur, iar după pauza pe care vom lua pentru națională, pentru meciurile de calificare la campionatul mondial, va începe cea mai importantă perioadă noastră, returul cu multe jocuri, sistem turneu și Final Four, o competiție la care ne dorim să mergem și să ne batem pentru trofeu. În 15 va avea loc tragerea la sorți. Se aude că ICAST-ul este cam singura care își dorește să organizeze. Sunt costuri foarte mari și în condițiile în care nu sunt spectatori, foarte puține alte țări și alte echipe își doresc sau pot să facă față rigorilor financiare care sunt impuse de EHF. Noi așteptăm să vedem în ce sistem se va juca, dar cred că mai mult ca sigur se va juca sub formă de Final Four, pentru că dacă ar fi alt sistem, atunci ar fi nevoie de două weekenduri și nu prea este timp, pentru că este și Champions League, și atunci e și Olimpiada anul acesta și e foarte aglomerat programul. Al nostru în România de două ori mai aglomerat, pentru că noi încă n-am terminat turul. Dar acum suntem bucuroși, suntem fericiți că am trecut neînvinși și din această dublă, mergem mai departe și sperăm din tot sufletul ca la următoarele jocuri să avem la fel cât mai multe victorii, să avem cât mai mult să jucăm cât mai rapid, să jucăm cât mai pe poartă, așa cum am făcut-o în special în primul joc. Astăzi n-au ieșit toate lucrurile așa cum am vrut, dar e bine că am câștigat și toată lumea este sănătoasă. Echipa așteaptă acum cu emoții tragerea la sorți a semifinalelor. Până atunci însă, miercuri de la ora 10:30, fetele au meci cu CSM Galați în sala polivalentă din capitală, meci din ultima etapă a turului.